vă arătăm căsuța din pădure, o căsuță secretă, dar absolut deosebită, o căsuță pe care și-o doresc în special băieții. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ce-o prins tata astăzi? O frunză. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi suntem în formație aproape completă și mergem într-un loc cu totul și cu totul deosebit. Mergem la căsuța din pădure. Veți vedea despre ce este vorba și mai ales ce găsim acolo. Așa că haideți să mergem! Și pentru cei care sunteți mai nou pe canal, nu uitați să dați un like și să dați o abonare, să dați un subscribe la canalul nostru, pentru că așa vom ajunge în mai multe case. Și David are canalul lui, așa că îl puteți găsi pe YouTube. Așa că haideți să mergem și sigur vom vedea lucruri extraordinare, mai ales că băieții sunt pregătiți pentru marea surpriză. Și am plecat la drum, am intrat în pădurea ceală, aici unde avem pur și simplu culori care ne invadează. E extraordinar pe acest drum și ne îndreptăm spre insula secretă. Veți vedea despre ce este vorba și mai ales unde este căsuța din pădure, pentru că e foarte frumos acolo. Practic, noi mergem la trei insule, așa se numește această zonă. O zonă pe care eu vă recomand să o vizitați, pentru că este foarte, foarte frumoasă și oricum, până când ajungeți la insulă, atmosfera este incredibilă, mai ales acum toamna, când avem culori peste culori aici amestecate, este incredibil, incredibil. Și gata, am ajuns aici în apropiere de insulă, acum trecem podul și haideți să vă arătăm podul, care este foarte, foarte interesant, așa că ne vedem dincolo pe insulă. Da, aici avem podul, care față de anul trecut a fost mult, 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 mult îmbunătățit. Noi n-am mai fost de un an de zile pe podul ăsta. Toate scândurile deja au fost schimbate și arată destul de bine. Cam ăsta este podul peste Mureș aici la insulă. Cum spuneam, totul este nou parcă, aici pe insulă, și deja putem vedea bărcile și, bineînțeles, pontoanele celor care locuiesc aici. Este absolut minunat! Imediat după ce am trecut podul, am făcut în partea dreaptă și mergem înainte pe prima alee pe care o găsim. Așa că aici este aleea a treia din insula Mureș, unde pot fi găsite foarte, foarte multe lucruri. Și în primul rând avem niște câini foarte mari, care sper să nu ne atace de data asta, pentru că sunt imensi, foarte, foarte mari. Și deja, printre sunetele unui cățel, iată ce avem noi aici. Extraordinar! În curtea unui om găsim toate aceste lucruri minunate. Aici, pe insulă, sunt oameni care trăiesc aproape tot timpul anului, iar alții stau aici doar în vacanță. Așa că unele case sunt închise, iar în altele este pur și simplu activitate. De exemplu, casa care o vedem imediat e un exemplu. Cam despre asta vorbim.
Asta este o casă pregătită pentru sărbătoarea de Halloween și în fiecare an cred că este cea mai frumoasă scary casă de aici, de pe insulă, și proprietarii ei au amenajat-o exact ca la carte. Deci absolut ca la carte. De la stafii și până la cele mai teribile lucruri. Și să știți că nu se opresc doar aici. În curte te simți ca într-o zonă din Africa, cu multă, multă vegetație și cu apa, care este exact în capăt. Și dacă vă place coloritul de toamnă, eu cred că ăsta este locul pe care nu trebuie să-l ratați. De la galben, verde și toate celelalte culori roșiatice de toamnă, aici sunt. Și imaginați-vă că suntem doar pe prima alee. Asta este una dintre casele de aici, de pe insulă. Și este doar o alee pe care o vizităm în momentul de față. Insula este destul de mare, să știți, și sunt zeci și zeci de case. Asta este una dintre ele. Din păcate, nu prea e locuită din ceea ce vedem. Așa, dar, așa cum v-am spus, sunt foarte, foarte, foarte multe case în care se locuiește. Așa, mergem mai departe. Așa, pentru că unele case care sunt locuite permanent se vede, iar la cele care sunt doar pentru vacanțe sau doar pentru vară, lacătul e pus pe poartă. Dar ele oricum arată destul de bine. Așa că insula este un loc perfect unde poți să-ți petreci câteva ore de relaxare, așa cum facem și noi astăzi. Și mergem acum într-o zonă spre apă, sperăm să ajungem la apă, să găsim un ponton. Aici, în general, pontoanele sunt exact în capătul caselor, așa că mulți dintre cei care locuiesc aici au intrare direct pe ponton. Da, se lucrează la unele case, iar la unele mai puțin, și ajungem aici. Într-adevăr, într-adevăr. Cum spuneam, e o zonă de relaxare maximă, foarte frumos, și ajungem chiar la malul Mureșului. Uite cât de frumos e aici. Aici e mașina unui proprietar de casă și aici se poate ajunge la plajă. Așa că, dacă ar fi o vreme și mai caldă, acum avem doar 15 grade Celsius, 16 grade, sper să se mai încălzească astăzi și mai mult. Dar dacă nu, în restul verii, aici puteți să veniți la plajă, pentru că e un loc absolut superb. Trecem pe lângă cabana Iris, care este acolo. O cabană foarte, foarte frumoasă, o casă în toată regula. Așa, împreună cu David și cu Alex, mergem și ne plimbăm mai departe pe alee, pentru că este absolut deosebit, pentru că aici priveliștea și natura este neschimbată. E extraordinar cât de frumoasă e natura atunci când e lăsată în pace. Incredibil. Incredibil de frumos. Și plecăm mai departe. E foarte cald astăzi. Am prins din nou o zi foarte caldă.
Și aici câinii celor care au casă lângă Mureș, așa, ne-au luat în primire, dar asta e mai puțin important. Așa că aici sunt cu Alex. Alex, ce părere ai de ceea ce găsim aici? Foarte frumos. Trecută a fost frumos, dar anul ăsta este mult mai frumos. Și sper că anul viitor când vom veni va fi de și două ori mai frumos decât acum. Da, și nici nu poate să nu fie frumos când ne uităm aici ce bine e amenajat. Și aici există un ponton și, după cum bine vedeți, aproape la fiecare casă există o barcă. Așa că mersul pe Mureș e ceva normal. Nu e așa, Alex? Da. Foarte bine. Și ne continuăm plimbarea, pentru că astăzi este o zi de relaxare și ne bucurăm de vremea bună de afară. Prin această zonă minunată sunt și multe case în construcții, așa că se construiește în continuare foarte mult. După cum se și vede, aici sunt materialele de construcții. Acolo avem o căsuță care aproape că e suspendată în copac, dar care e pregătită pentru anul viitor, după cum bine se vede. Și aici este natura, cum spuneam și mai devreme, acolo la pescuit, este lăsată liberă și neschimbată. Practic aici se intervine de la puțin spre foarte puțin, de asta nici nu găsim asfalt. Și asta poate că este cel mai bun lucru care se poate întâmpla aici pe insulă. Faptul că nu se intervine cu absolut nimic. Și bineînțeles că în orice loc frumos, copiii zburdă, pentru că aici avem o nouă insulă. Și aici, de lângă undițele de pescuit, Eve este cu noi. Salutare, Eve! Ia spune-ne ce faci tu astăzi aici. Pescuiesc. Ai venit la pescuit cu tata și cu mama, da? Da. Și am văzut-o și pe sora ta mică aici, așa-i? Da. Ia spune-ne, ce-o prins tata astăzi? O frunză. O frunză, o creangă o prins tata, da? O creangă, da. Așa, pe care te-a aruncat înapoi în apa. Da. Și îți place aici la insulă? Da. Extraordinar. Ați văzut? Aici e foarte frumos. Eve? Da. Să le faci cu mâna. Așa. Și noi mergem mai departe. Și între timp am zis, ia să jucăm noi o broscuță aici și cu Alex împreună să aruncăm în Mureș cu pietre și hai să vedem. Și acum Alex... Perfect. Încerc eu. Și acum vine David și dă și el. Ups. Acum vine tata și dă. Și acum ultimul concurent, tata. Oh, mai am o piatră. Mai merge o dată. E locul 1 pentru tata, locul 2 pentru mine și locul 3 pentru David. Sau locul întâi îl ia, David. Și după o joacă cu pietre acolo pe malul Mureșului, da, am mers mai departe la plimbare. Bună ziua! Cum e insula? Foarte frumoasă. Dumneavoastră aici a stat pe insulă, da? Da, da, da. Și stați tot timpul anului? Tot timpul anului, da. Și cum e să stați aici pe insulă? Ne-am obișnuit. E frumos. Da, de cât timp stați? 5 ani. Ai, de capul meu, de 5 ani. Da. E frumoasă, insula e frumoasă, natura, viață, verde, aer curat. Cel puțin ciribitul, în perioada asta? Da, în perioada asta. Fiecare anotimp are frumusețea lui. Și iarna e frumos când vezi pomii plini de zăpadă, de ciciură. Primăvara când înflorește tot. Începe viața, da, și înflorește și înverzește. Vara nu mai vorbim, foarte mulți vizitatori vin la pescuit, vin la plaje, sunt bărci. Toamna
cu frunzele astea rămii, iarăși are frumusețea ei. Da. Deci fiecare anotimp. Și, aici... și plus de asta, noi, vorbesc de insulare, am fost norocoși cu pandemia asta, că am avut posibilitatea să ieșim de casă, mai stai în curte, mai faci o plimbare pe malul Mureșului. Mă gândeam cu groază la prietenele mele care locuiau la bloc și nu și puteau. Interacțiunea aici, practic, oamenii este mult mai mică. Știți, de fapt, fiecare cu ale lui. Ne întâlnim, când ne întâlnim, bună ziua, bună ziua, mai stăm la o cafea, la o țigară, mai schimbăm două păreri. Dar, în general, oamenii sunt buni. Sunt ospitalieri. Și ajungem la punctul terminus. Vă arătăm căsuța din pădure, o căsuță secretă, dar absolut deosebită. O căsuță pe care și-o doresc în special băieții. Haideți să vedem despre ce este vorba. Da, și fetițele, îmi spune doamna de lângă mine. Cam asta este căsuța, o vedeți sus în copac. Este absolut minunată. Așa că cineva i-a făcut pe plac copilului și a făcut un castel în pom. Absolut deosebit. Absolut deosebit. Principesa din pădurea adormită. Da. Mi se spune că aici este principesa din pădurea adormită și bineînțeles că fiind aici o zonă de insulă, muzica sună, da, grătarele sfârâie, exact, exact ca la petrecere. Exact ca la petrecere, suntem aici, auziți foarte bine muzica, este foarte, foarte frumos aici, suntem pe aleea X sau aleea 10, ca să fim foarte sinceri. Dar muzica sună, grătarele sfârâie aici lângă noi. E foarte, foarte frumos. Așa că pe insulă treaba merge bine. Ne continuăm drumul printre zecile de case. Deja nu mai putem de cald, am transpirat. Și vreau să vă spun că nu toate străzile sunt la fel de largi ca și cea pe care noi am mers mai devreme. Cam așa este strada pe care mergem acum și care sperăm să ne ducă spre unul dintre cele mai frumoase restaurante care le-am văzut până acum. Și ajungem în sfârșit spre unul dintre cele mai frumoase restaurante deschise de curând. Și despre asta vorbim. E vorba de Terasa Noua, restaurantul de la 3 insule, unde absolut totul se schimbă. Absolut totul se schimbă. Cam asta este restaurantul. Și cam asta este terasa. Și de aici, de pe insulă, din fața restaurantului Noua, noi vă mulțumim că v-ați uitat la noi până acum. Nu uitați să dați un like, să dați un subscribe și ne vedem data viitoare!